O tânără de 20 de ani, studentă la Facultatea de Litere din Iași, este căutată de polițiști după ce a dispărut fără urmă de acasă în urmă cu 4 zile. Familia o caută cu disperare și spune că gestul ei i-a șocat pe cei din jur pentru că nu ar fi dat de bănuit că plănuiește să plece. Cu toții sunt îngrijorați că fata este în pericol și se roagă să o vadă iar acasă, nevătămată. Tânăra a fost dată în urmărirea națională. Maria Gheorghiu are 20 de ani și a dispărut de acasă marți, pe 9 mai. Își anunțase părinții că în acea zi va avea cursuri la Facultatea de Litere din Iași toată ziua, de dimineața până seara la 8. De atunci, nimeni nu a mai văzut-o. Apelat nu este disponibil. Te rugăm să încerci mai târziu. Este închis. Și o sunăm în fiecare zi. Familia spune că Maria s-a comportat normal și nu a dat de bănuit că plănuia să plece. Era foarte apropiată de mama și de mătușa ei, pe care a chemat-o să o vadă cu o seară înainte de dispariție la ea acasă. A spus că să vin. Acum îmi dau seama că a fost ca un rămas bun. Și m-am îmbrățișat. Deși le spunea că merge la facultate, tânăra ar fi lipsit de la cursuri aproape tot semestrul. Semn că ceva în viața ei se schimbase. Săptămâna trecută am văzut-o, era destul de grăbită, dar nu venea la facultate, nu m-a mai venit la ore de ceva timp. Polițiștii au început și ei căutările încă de acum 4 zile, iar familia disperată așteaptă un semn. Problema e că are încredere prea mare în oameni. Și mă gândesc că cineva, nu știu, fi convins sau cred că este în pericol. Apropiații spun că Maria era adesea singură, deși s-a înscris ca voluntar la 6 asociații de tineri, unde mergea foarte des la activități. Familia a împărțit afișe cu fotografiile fetei, iar pe rețelele sociale, un videoclip cu ea din liceu, în care îi urează la mulți ani fostei sale diriginte, a ajuns viral. Doamna dirigintă, vă doresc o viață plină de sănătate, fericire și împliniri și vă îmbrățișez toată dragostea. Cred că s-a întâmplat ceva, să ne dau un semn că există. De data aceasta eu o rog pe ea să se întoarcă acasă. Toată lumea speră că ești în siguranță. Când ne vom revedea, așteptăm numai decât să ieșim în oraș, să glumim, să mergem la petreceri, așa cum îți plăcea ție. Când a plecat, tânăra purta un pardesiu de culoare bej închis, blugi albaștri, cămașă de culoare khaki, iar în picioare avea Adidas mov. Dacă cineva o recunoaște, este rugat să sune la 112. Acum familia se roagă zi și noapte ca Maria să vină acasă. Îi transmit Mariei că o iubesc cu tot sufletul și dacă mă aude să vină acasă, mi este tare dor de tine, Maria. Dacă te roagă mama să vii acasă.